Rick. Rick. Nu știu ce văd la camera acolo. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine v-am găsit. La agricultorul profesionist. Da. Am extras catul aici și am găsit un faguri construit de ele artificial și am zis că să ne înfructăm și noi puțină miere. Fagurul era plin, am băgat ramele goale, am venit să le curețe, opa, așa, și acum am crescut un faguri. Ați mor eu dacă văd ceva, băi pui. La un pic miere. Acum încercăm să le extragem de aici cumva. Să ne îndulcim. Ei, curge miere de pe el, să nu se rupă. Încet, încet. Ei, a băgat și puie de trânturi, dar ăla nu-i problemă. Așa e exact. Uitați ce a putut să fac. Din lipsă de spațiu, au împlucat-o și s-au gândit să umplu și aici. Întoarce și invers. Favore. Extraordinar. Acum îl periem. Ei, dăm cu periuța. Suntem la extracție de salcăm. Un an destul de bunicel. A și ploua, după salcăm, sperăm și poliflora să iasă. Ia uitați. Supărate. Ați puțin agitate așa. Supărate că așa asta, le-am luat mirea. Le profităm din... Făcute de ele. Așa. Asta merge la, la masa de prânz. Ia. Ia-l încet. Punem tava, avem tava? Da, aici, lângă stup, acolo. Așa, punem catul la loc. Așa. Ne mutăm la următorul tip de extras. Să putem să extragem, facem roiul de mâine. De mai departe. Solesul a cam căzut, sunt cam nervoasă. Da? Opa! Ia să vedem ce avem aici. Ia să vedem ce avem noi aici. Da, ia să vedem ce avem noi aici. Uite așa. Un stup mediu. Oricum, am avut un puneț extra. Așa. Ia să vedem. Cum încercăm să le cotrobăim. Și Cristi, ce zici? Se te rentează ceva? Te rentează, te tentează. Te tentează. A, nu mai stai pe pe gânduri. Să-mi furi meseria. Ce a făcut ăștia? Opa. Și altul, deci la fel ca dincolo, aceeași metodă. Ia uite ce... Da. Și făgurel. Și făgurelul fără miere, nu mai e? E, un pic. Da. Culețul care fel îl umplea. Ia ca. Ne-a lăsat cu gura... gura căscată și asta. Surpriză, da. Ia. Cristi, ia de aici. Hop. Are câteva picături, așa, ia. Cât de o gustare. Da, da, se vede că și asta nu i-au ajuns. 2, 4, 6, 8, 10 rame. 10 rame mari nu i-au ajuns. Deci normal dacă a crescut deci, fagure... Da. Ia să vedem. Opa! Hop! Trebuie macaraua cumva. Opa! Așa. Da. Rame pline, full. Asta ne cam... Puțin vânt care ne deranjează, da. Ne bătăi de cap. Cristi să nu stai în ordini, că no, te pișcă la picioare. Vă învățam, mă cunosc, dar am cunoștință. Ne-am zis că nu îi deranjez prea tare. Da. Așa. Se dar nu că e în soare. Da. Așa. Suntem într-o zonă bună de salcăm. Nu spun în zona, că după aia aveam prea mulți prieteni. Deja avem... Zona de sud, de este a României. Da. Da, asta a fost o ramă, am mai extras, eu mi se pare o ramă, două de aici, așa am băgat la crescut. O crescut-o, dar o căzut cu lesul și s-a oprit. Rami, au fost băgate rami, numai foiță. Rami foiță și au putut să facă.
Uite ce au putut să facă, că au și o oată, puțin. Dar este o palmă cuie căpășită aici mai mult. Da. Asta va rămâne. E prea frumoasă să o iei. Multă miere, dar rămâne aici. Rămâne pentru roiul ăsta. Rămâne. Dar ce frumos a îngroșat-o. Da. Asta? Are ceva, dar puțin. Ia, o scuturăm. Ai bădădăi pe lângă tine. Aură, de asta a băgat pe el? Mamă, dar și nu i-a mai ajuns jos. Mamă! Păi dacă n-ai mai putut să umbli la ei, e obligat. Dar e puțin. Puțin mai mult. Iau și așa. A o oată aproape în toată alța. Nu merge, că nu-i căpăcit, nu? Nu-i căpăcit. Două rame. Știi el să-și oprească porța. Așa fel că te facă ca să nu le iei. Da, asta e o oată. Frate! Oată. Și pe partea asta o oată. Ești puiet la greu. Puiet la greu. Facem două, nu-i problemă. Avem de unde să facem roi. Da. Asta l-ai tras. Ava. Trei rame de puiet în casă. Așa e, dacă nu folosesc gratis Hahnemann, așa se întâmplă. Pentru cunoscători asta sunt grea, da. Că pentru știutori... Pentru cunoscători, să nu treacă matca deasupra. Da, și asta. Bine? Așa. Asta că la anul vine Florentina, dă cu periuța, aici, da, cu măsculița. Păi da. Așa tare, nu prea mult. Doamne, băgam ea și picioare în ea de mască. Trebuie să o jupoi, că nu. Degeaba o... Nu vezi nimeni. Nu văd nimic. Mă chinui să vă, abia să văd și filmez. Da. În asta... Da, asta aici o găurită? E, nu știu, găurită. Am extras 2, 4, 5, nu? Da, da. 5. Am mai luat unul din el. Restul puiet. Miere, dar cu puiet. Nu miere de strasă, asta. Rămâne aici. Rămâne aici. Mâine când facem roiurile. Am trecut la albul de astuc. Vedem. Oh. Acoperi bine de albină deasupra. Și pensilele. Așa, scoate hrănitorul. Sperăm asta să nu mai fie avut crescut nimic sub el. O avut destul de rame. Opa, afară. Nu, n-a crescut. Așa. O avut jumate din rame făiță așa. Vă dați seama... Ceva se fumă bună... Da. Vă dați seama cât au consumat să crească 5-6 faguri artificiale și apoi se și umple. Asta un faguri plin. Așa. Hai, gagicile! E mai bun, este căpăcit, poate ușor de extras. Da, nu-i dăm de muncă la lucrător acolo. Ai putut rasa ta, dar... La camera de extracție. Dar cum iau țepul? Cu soția mea a înțepat un deget, nu mai da din mâini, cât înțeapă și a doua. Da, dar nu pot să iau țepul, pot să-l înumpă. Stai puțin, cât ți-l iau eu. Stai, dă-mi cu mâna. Au rămas aici. Bine.